și valoare. Adică pe Doamne vrei mișoare și are stimă și valoare. E pe Doamne vrei să trăiască al meu primar. Călare mare valoare, ce să mă fac frățăvare. Mă stimează lumea frățăvare. Bună seara, doamnelor și domnilor! Așa arată o campanie electorală pentru Bucureștiul anului 2024, iar ea vine din partea candidatului cotat cu șansele cele mai mari în acest moment, potrivit sondajelor. Cum am ajuns la așa ceva? Ce primar vor cei care ies la vot în București? Între ce tip de discursuri se va purta bătălia pentru capitală anul ăsta? Discutăm imediat. O să vedeți și cum PSD și-a adjudecat partea leului și la sectoare și în alte zone din țară, în ciuda nemulțumirilor din PNL. Peneliștii vor să-și ia însă revanșa la ceea ce contează aparent cel mai mult pentru ei, prezidențialele. Toți liderii din partid îl anunță pe Nicolae Ciucă drept prezidențiabilul coaliției, unul dintre ei chiar îi spune că nu are de ales, iar șeful PNL dă asigurări că dacă partidul îl somează, asta e, se va supune negreșit. Urmărim acest balet, îl explicăm, vorbim și despre un adevărat scandal european care clatină poziția Ursulei von der Leyen, candidată la un nou mandat. Parchetul european anchetează achiziția de vaccinuri și cercetează mesajele și convorbirile șefei Comisiei Europene cu șeful Pfizer. Un moment delicat în prag de alegeri europene, îl discutăm în emisiune. Vi prezint pe invitații mei la această oră profesorul Vlad Nistor, europarlamentar din partea PNL. Bună seara! Dan Barna, vicepreședinte USR, veți deschide lista la europarlamentare anul ăsta din partea Alianței Dreapta Unită. Bună seara! În legătură video cu noi, Gabriel Zetea, deputat PSD. Bună seara, mulțumesc! Bună seara! Jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro. Bună seara, Ioana, mulțumesc! Bună seara! L-am văzut pe Piedone ceva mai devreme. Asta e atmosfera pe care o creează Cristian Popescu, Piedone, în jurul domniei sale. Pare că e pe val, e nevorbit, discută despre toate, într-una, e peste tot. Cât despre problemele, incompatibilitățile, neregulile pe care îi le găsesc diverse instituții ale statului, o să vedeți cum le demontează, în opinia lui, Piedone. Dacă este nepotul din a 17-a rudă, nu este nepot de gradul 1. Nu este nici imoralitate. Cu cine ați vrea să lucrez? Cu toți trădătorii? Nu. Mi-am adus și voi exista lângă mine cu cei în care am încredere. Când singurul? Ia, dați-ți o tură în toată România asta. Eu am puterea să-mi o asum. Nu există nicio latură a incompatibilității legale. Terminăm cu dinozauri. Eu sunt unul dintre ei, dar vreau să predau ștafeta. Cui? Tot la dinozauri nu se poate. Da, deci explicația lui Piedone e așa, îmi pun toți nepoții, nu contează, toate rubedeniile, pentru că ei sunt noua generație, domnule profesor. Nu vreau să las politica tot pe mâna dinozaurilor. Asta ne zice Piedone. Ce comentariu să fac eu la povestea asta? E destul de evident. Domnul Piedone are, e adevărat, domnul Cristian Popescu, pe numele său, are cu adevărat un stil de a face politică, care, după părerea mea, e distonant pentru România în anul 2024 și nu numai pentru România, pentru întreaga Europa și lume civilizată în anul 2024. Dar asta îi aduce popularitate și rezultatele se văd încă în sondaje. Problema e care e ținta electorală a acestui domn și aici domnia sa ar trebui să ne spună, pentru că există, cred, foarte mulți cetățeni ai acestui oraș care sunt afectați, poate chiar enervați de acest fel de a face politică. Unde va duce încercarea sa, vom vedea. Au mai existat tentative populiste în lumea asta, care au avut unele dintre ele din nefericire și succes. Depinde de ceilalți candidați și de partidele care îi susțin,
ca românii să nu, bucureștenii, să nu fie în prea mare măsură de acord cu un asemenea stil de a face politică. Da, deci Piedone transformă primăria într-o afacere de familie, plasează peste tot tot felul de rubedenii, iar justificarea e așa. 1. Trebuie să fie oameni în care am încredere, că doar nu o să lucrez cu trădători. 2. Sunt tineri și chiar dacă sunt din familie, sunt noua generație, doar nu o să lucrez cu aia veche. Ține? Pentru câtă lume ține, domnule deputat? Bucureștiul nu este așa în majoritate și asta se va vedea și la votul de pe 9 iunie, când Nicușor Dan va continua să fie primar al Bucureștiului. Ceea ce ne spune domnul Piedone este o jignire pentru orice cetățean care mai crede în ideea de stat și de oraș funcțional. Ideea că legile sunt în principiu, incompatibilitățile sunt așa, o chestiune de gust, dar el e un luptător curajos care le ignoră și că da, se guvernează cu clanul și familia, exact ca în mafia siciliană sau în mafia din Chicago anilor 30, este un lucru pe care nu putem să-l acceptăm. Este un lucru față de care trebuie reacționat foarte ferm. Pentru că ceea ce încearcă domnul Piedone este campania cu model a venit circ în oraș. A spus astăzi, sau mă rog, zilele astea, cu legătura de usturoi în jurul gâtului, încercând să sugereze cumva, vă aduceți aminte, campania creativă la acel moment a președintelui Băsescu cu ardei iuți, ardei la vot, se gândește și dus pe o variantă mai de clan cocalaresc. Adică hai usturoi să încercăm la usturoiul, vot, că, nu știu, antivampiri, bagă mușdei. Cam ăsta este nivelul. Deci vorbim despre un nivel care, într-adevăr, poate să aibă succes la piață. Dar eu sunt foarte convins că majoritatea bucureștenilor care vor un oraș administrat, nu în care să avem spectacol de circ, nu vor merge pe această opțiune. Aici e o discuție cu antisistemul. Îl salut și pe Eugen Tomac, președintele PMP, europarlamentar. Bună seara! Vin imediat la dumneavoastră. Merg la Ioana pentru că zicea domnul profesor Nistor ceva mai devreme, care o fi ținta electorală? Chiar, care o fi ținta electorală? E doar formată din oameni din ăștia care se bucură la niște mici gratis și la niște lăutari și la genul ăsta de caterincă pe care îl practică Popescu Piedone, sau o fi mai mult decât atât? Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie o formă subestimată ceea ce se întâmplă acum în București și nu ar trebui să ne amăgim cu faptul că Bucureștiul reprezintă doar zona centrală, oamenilor care se duc la teatru și sunt frumoși îmbrăcați în centru și se plimbă de mână. Nu. București este profund, București are zone marginale, București are multă mahala. Și da, în primul rând, Cristian Popescu Piedone e numele lui de buletin Piedone și l-a adăugat în buletin. Nu e doar o poreclă, îi spune asta domnul ministru. Cristian Popescu Piedone se adresează în primul rând acest electorat marginal care nu s-a simțit reprezentat foarte mult timp și care în sfârșit simte că cineva vorbește pe limba lui, dar e mai mult decât atât. Vorbind în dreapta și în stânga, că încerc să înțeleg fenomenul Piedone, pentru că din punctul meu de vedere chiar este un fenomen la care nu mă așteptam. El se adresează și zonei de frustrare împotriva puterii în sensul cel mai larg. În București, Nicușor Dan reprezintă puterea, nu opoziția. Deci toată zona de frustrare împotriva neajunsurilor unui mandat care nu a fost perfect, sper că recunoaște asta și USR-ul și nici nu putea să fie perfect, este capitalizată în primul rând de Cristian Popescu Piedone. Apoi se adresează unei zone de frustrare împotriva puterii în general PSD, PNL și asta o decontează Cătălin Căștoiu, care este candidatul puterii. În mod paradoxal, candidatul care are în spate un partid este președintele unui partid. Mic, mare, nu discutăm, dar tehnic este președintele unui partid, pe USL, pe numele lui. Este perceput drept candidat independent în această luptă din București. El este perceput în primul rând ca independent și asta o arată cercetările sociologice. Problema domnului Piedone, eu cred că, de fapt, Cristian Popescu Piedone este cel care va seta rezultatul acestui joc în funcție de un anumit dozaj. Dacă va împinge acest bâlci mult prea departe, va reuși să ridice din zona nehotărâtă, neangajată, mai degrabă indiferentă, un anumit tip de oroare față de, totuși, transformarea completă a Bucureștiului în bălci. Dacă, da, din potrivă, va reuși să țină asta jos, dar va ridica foarte sus valul celor frustrați, va câștiga.
până la oroare pare că prinde genul ăsta de tevatură. Și foarte important ce zice Ioana, deci cei doi candidați care să bat acum cu domnul Piedone, adică Nicușor Dan și Cătălin Cârstoiu, au fiecare în spate o alianță de partide. Și Piedone, ce să vezi, pare candidatul antisistem în raport cu fiecare dintre ei. Domnul Mușat, ceea ce a semănat puterea PNL și PSD în ultimii ani va culege acum. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, în general, PSD-ul a avut acest plan de a susține un discurs de mahala, să-l aducă la nivel de artă parlamentară, la nivel de artă publică, de dezbatere publică, pentru că ei au oferit o tribună celor de la AUR și Piedone vine exact pe acest culoar pe care ei l-au consolidat cu opoziția de carton controlată, care vine cu scandal, cu mult circ, cu mult spectacol ieftin, dar care evident că la o parte din publicul larg prinde. Piedone a strivit AUR-ul în București, s-a urcat pe același culoar și vrea să lărgească cât mai mult. AUR-ul numai pare că îi dă târcoale acum chiar, nu? Nu știu, am văzut zilele astea. Dar, păi l-am văzut pe Simion zicând, domnule, ar putea să fie, să ne reprezinte. București este mai mult decât un târg. Este mai mult decât acest spectacol de prost gust. Nu trebuie neglijat și sunt om politic, sunt conștient că va avea o anumită priză la public. Însă Bucureștiul este cel care dă totuși tonul și sunt absolut convins că prezența acestui tip de discurs și de campanie va mobiliza foarte mult electoratul rațional din București, care era dezamăgit și undeva confortabil pe ideea că oricum va fi reales Nicușor Dan fără probleme. În momentul de față, jocul este resetat pentru că, ce să vedeți, și intrarea doctorului Cârstoiu în joc din partea PSD și PNL schimbă lucrurile fundamental. PSD și PNL nu mai poate sta deoparte pentru că un câștig și o poziționare pe locul 3 pentru această alianță de la guvernare le creează mari probleme în interior, chiar dacă vor spune că au luat nu știu ce rezultate prin țară. Păi și atunci, domnule Zete, acum să iese din această problemă să nu prinzi locul 3, adică să te bați cu un candidat care e și primar în funcție și care a mizat pe cartea asta a discreției, da, eu fac, rezolv probleme din urmă, buchisesc acolo, mă asigur că nu mai e furată capitala și așa mai departe. Și candidatul ăsta exploziv, bombă, care, nu știu, cred că merge la categoria, probabil pentru mulți, lasă, domnule, are probleme, a furat, dar a și făcut. Sau e, să-l punem acolo, că e antisistem. Medicul Cătălin Cârstoiu va câștiga alegerile în București, fiind susținut de cele mai mari două partide din România și fiind un candidat care va aduce în fața bucureștenilor cu adevărat, cu competență și cu multă încredere, problemele lor. Acum, sigur că l-am auzit și pe domnul Eugen Tomac. Sigur, el fiind obișnuit în zona elitistă a politicii la Bruxelles, învârtindu-se în zonele astea, în sferele înalte ale politicii, nu prea cunoaște realitățile din România. Îl înțeleg fiind plecat atâția ani de zile. Altfel ar fi văzut circul făcut de către USR, mandatul trecut în Parlamentul României, circul făcut de către USR în acest mandat. Și Șerban Nicolae, vă spune ceva, domnul Zetea? Ar fi lăsat deoparte până la urmă. Am fost acolo. Social-democrat în toată discuția. Vă înțeleg, sunteți departe, nu-i nicio problemă. Dar acum, revenind la bucureșteni, eu le transmit bucureștenilor exact ce le transmit maramureșenilor. Faptul că trebuie să caute candidați care sunt autentici și competenți. Atunci când vorbim despre candidați autentici, trebuie să le excludem pe primarul în funcție, pe Nicușor Dan. Că oricât de mult ar încerca campania asta să-l umanizeze, să-l scoată între oameni, evident că nu le reușește. Nicușor Dan n-a ieșit 4 ani de zile din birou, degeaba iese acum într-o lună de zile. Dacă vorbim despre dacă vorbim despre autenticitate, mai rămân în ecuație Piedone, care este cu adevărat autentic, și medicul Cătălin Cârstoiu, care face și acum între oameni ce a făcut ca medic și depun mărturie pentru asta pacienții lui. Se uită la oameni, dă mâna cu ei, se uită în ochii lor, au încredere oamenii în el și asta face acum.
Auziți, dar e foarte interesantă dinamica acestei poziționări a lui Cârstoiu, pentru că până acum câteva zile era poziționat ca bătându-se cu Nicușor Dan. Acum văd, domnule Barna, că e poziționat bătându-se cu adevărat cu Piedone, adică în funcție de cum se aliniază niște chestii sau cum vine povestea asta. Mă uitam la opțiunea aceasta Cârstoiu pe care o prezintă PCR-ul acesta, Partidul Comasar Român, și am avut un foarte acut sentiment de opresc cu 2-0. Este aceeași tip de construcție, vezi, Doamne, un profesionist de pe zona medicală care va face bine nu știu ce, după care, începând să apară știrile, care sunt în toată presa, le-ați prezentat și dumneavoastră, despre un medic cu mari probleme de integritate, cu avere în sens generic, imposibil de justificat pentru un angajat la stat, vedem că este încă o opțiune, încă o variantă, încă o fisă pe care PSD o bagă încercând să prostească bucureștenii, spunând, va jefui Oprescu, a venit Nicușor și Firea, a venit Nicușor Dan, a reechilibrat bugetul capitalei, e loc de furat. Domnul Cârstoiu a performat pe zona medicală și sunt foarte multe mărturii în linia asta, hai să dăm o șansă pe toată capitala, că asta e imaginea care se vede. Despre asta vorbim în momentul de față. Adică dacă ne uităm la competență profesională, zicea domnul Zetea cuvântul competență, aproape m-am fost impresionat, la domnul Cârstoiu, vă întreb ce performanță managerială are domnul Cârstoiu în spate. Că nu e niciuna, decât o grămadă de mărturii legate de parandărături în sens larg în care a fost implicat. Hai să fim foarte corecți. Asta și că trebuie probat într-o ca să se constituie niște acuze. A fost echilibrat de Nicușor Dan. Ca să se constituie niște acuze, trebuie probate și judecate într-o informațiile din spațiu public. Doar ca să facem precizie. Ceea ce media a transmis, n-am niciun fel de problemă la replic. Bineînțeles, fără îndoială. Această abordare, s-a echilibrat bugetul capitalei, hai să aducem iară pe cineva ca să-l sifonăm, cum am văzut modelul la doamna Firea, este un lucru pe care bucureștenii nu-l vor accepta. Dați că vrea domnul profesor Nistor să spună ceva și imediat vine la noastră lumea Zeta. Sunt siderat. Eu, domnule Mușat, ne cunoaștem de foarte multă vreme, foarte multă vreme, și știți exact că am încercat întotdeauna să am un discurs cât se poate de echilibrat, de rațional și să văd lucrurile dincolo de opțiunile politice și să încerc să le pun la locul lor. S-au spus aici câteva neadevăruri flagrante. Povestea cu... Eu nu-l cunosc pe domnul Cârstoiu. N-am avut ocazia și probabil că nici nu o să am prea curând. N-au venit cu el la partid, la partid păi de... Chiar dacă n-au venit cu el, uite, să vă arătăm niște imagini imediat de la organizația la de femei. Chiar dacă acum sunt și membru al conducerii acestui partid. E un lucru care mă șochează. Am auzit ieri, eram într-o emisiune la un alt post de televiziune, pot să-i spun și numele, Antena 3 pe numele său, și acolo cineva a venit cu aceeași acuză, absolut aberantă și nejustificată, că domnul Cârstoiu ar fi funcționar public și salariat la stat. Nu, domnilor. Exact. Domnul Cârstoiu e cu totul altceva. Este acționar, și legea îi permite, este acționar în câteva societăți medicale care îi permit veniturile. Iar toate bunurile care îi se pun în cârcă nu sunt ale domniei sale, ci sunt ale societăților la care e acționar, acțiuni pe care le-a declarat în declarația de avere. Deci toate acele bunuri obținute legal. Pentru că dacă n-ar fi fost obținute legal, ar fi fost controlate. Dar sunt pe firmă. E adevărat că o parte din publicului din România nu-i place de pildă faptul că probabil dumneavoastră, eu sau colegul Tomac unde ne ducem cu mașinile personale. Ar dori să mergem toți cu tramvaiul sau cu metroul. Despre asta e vorba. Acesta este realitatea pe care domnul rectific, Popescu Piedone, cartea pe care el joacă astăzi. Eu cred că în 2024, într-o țară europeană, într-o țară în care PIB-ul capitalei și al județului Ilfov azi e mai mare decât PIB-ul Republicii Serbia, nu ne mai putem permite să jucăm așa. Asta e ce am spus și în prima mea intervenție. Asta e ce subliniez și acum. Iar eu cred că politica făcută
în exclusivitate de dragul atragerii pentru moment a unui elector, este depășită, e desuetă și nu mai are legătură cu lumea în care dumneavoastră vreți să vă duceți, în care noi doi am fost, și el vrea să ducă din nou, am fost în ultimii... Uite, domnul Zetea vă acuza cumva indirect pe dumneavoastră că ați fost departe de povestea asta, cred că la pachet... O scurtă întrebare pentru dumneavoastră. Confirmați acum că, de fapt, tot jocul este așezarea PSD-PNL în spatele domnului Piedone, că am pornit cu domnul Cristoiu și după aia v-ați mutat la domnul Piedone și, mă rog, l-ați apărat, ați construit apărarea domniei sale. Domnul Cristoiu, deci, percepția că imediat tot sistemul susține pe Piedone e corectă? Domnul Cristoiu este candidatul nostru de 10 zile. Domnul Cristoiu își construiește, din nefericire, am spus-o și ieri, prea târziu, și e vina noastră, acele două partide, dar își construiește acum o strategie și o imagine și își construiește notorietatea. Dar convingerea mea este că, având în spatele său aceste două partide, va și izbuti să cucerească Bucureștiul. De ce? Ultimul sondaj, cel de ieri, ne dă la europarlamentare cu 53%. Dacă vrei, colega, facem pariu că vom avea peste 50%. Nu știu cât veți avea voi, vă doresc ca voi să aveți cât mai mult, că atunci aurul va avea cât mai puțin, dar noi vom avea peste 50%. Hai să-l vedem și pe Cătălin Cârstuiu, cum se raportează el însuși la povestea asta, ce gen de candidatură și ce face Piedone, și revenim imediat la discuție. Pentru moment noi suntem la ultimele linii ale proiectului Unic pentru București. E un proiect care va propune 10 soluții pentru o capitală modernă. Eu în spatele meu am PSD și PNL, doamnele din PSD și PNL astăzi, și așa vom merge împreună. Pentru Primăria Generală a Capitalei l-am văzut recent pe domnul Piedone, care încearcă să adune electorat prin icoane. Dar de ce vorbim noi despre asta acum? Nu, o cursă. Usturoi, dumneavoastră cum veți încerca să îi convingeți? Doamne, eu sunt un om deschis către oameni și asta e cel mai important. Și dacă tot e o luptă strânsă, păi probabil că cine se vede dinaintea războiului câștigător folosește orice mijloace să obțină treaba asta. Eu cred că noi ne adresăm cetățenilor, nu celor doi candidați. Da, domnule Zetea, da, domnul Cristoiu zicea în urmă cu vreo 2-3 zile că Piedone e un foarte bun primar de sector, n-are decât să stea acolo. A zis-o în două rânduri. Adică azi, mă rog, cred că și-a mai dat seama așa că totuși vine ceva pericol dinspre Popescu Piedone. Sigur, putem să vorbim și despre Popescu Piedone foarte mult, dar eu chiar vreau să vorbesc despre medicul Cârstoiu. Și l-am auzit înainte spunând pe domnul europarlamentar, pe domnul Vlad Nistor, declarându-se siderat, până la urmă, de declarațiile astea care vin din zona USR-ului și care vorbesc despre declarația sa de avere. Dar eu sunt siderat când văd un reprezentant de seama USR-ului, așa cum este domnul Dan Barna, care se declară uluit că sunt medici în România de succes care au făcut avere, că sunt oameni de succes în România care au făcut bani. Pentru că atât de mult au vorbit în România că în România e rău, că în România toată lumea a dat făliment, că în România nu e bine, că toți trebuie să emigrăm, încât deja sunt uluiți că sunt și oameni de succes, că sunt oameni care au avut în carieră o carieră profesională foarte bună și au reușit să facă bani. Nu furând, nu mergând în zona asta a penalului, așa cum sunt până la urmă unii pe care aveți pe listă la europarlamentare, domnule Dan Barna, tot pe discuțiile astea medicale, dacă ne aducem aminte de doamna Mihăilă și de domnul Vlad Voiculescu. Deci dacă vorbim despre medicul Cătălin Cristoiu, vorbim despre un om profesionist care a muncit, a învățat la facultate, a avut grijă de pacienți, are bani, i-a explicat cum a ajuns să facă bani, iar oamenii au avut încredere la el să meargă să spună uneori viața pe masa lui, poate dând bani la clinicile private, la spitalul la care lucrează, pentru ca să se salveze. Și datorită muncii pe care a avut-o, datorită studiilor pe care le-a avut, uite că poate că sunt oameni care astăzi se uită la noi doi, cum ne certăm la televiziune. Domnul Cristoiu este decan la UMF și director de spital de stat. Povestea asta cu super antreprenor
fără vreun succes particular, care vezi, Doamne, l-am îmbogățit de la cocoșat, asta este problema pentru care vă spun că poate să rămână în zona domniei sale medicale. N-are ce să caute ca primar al Bucureștiului. De partid. Nimic e din experiența domniei sale nu califică pentru un primar al Bucureștiului. În timp ce era ministru al transporturilor, a jucat la bursă. Asta este o minciună explicită pe care o face și știți foarte bine. Știți foarte bine că n-a jucat la nicio bursă când era ministru. Nu mai prostiți și mai mințiți, că e rușinos. Hai să vorbim pe realități. Ne uităm la declarația de avere a domnului Drulă? Da. În timp ce era ministru, a jucat la bursă și acțiuni obținute cu 10-15 ani înainte, care pur și simplu a evaluat ca valoare. N-a jucat pe bursă și știți foarte bine lucrul acesta. Nu mai dezinformați, că știu că e singurul punctaj al PSD-ului. Dar hai să vorbim un pic pe realități. Cistit este și domnul Fulculescu, cistit este și doamna Mihăilă. Cistit este și doamna Clotilde, care a fost pentru fraudă din fonduri europene. Cistit este primarul din Brașov, care este acuzat că de... în ultimele două luni ați aruncat anumite organe ale statului pe exclusiv pe primarii USR. Arată disperarea în care vă aflați. Spre asta vorbim. Brusc, de două luni de zile, DNA-ul a găsit în mod particular probleme imaginate la primarii USR peste tot în țară, acum înainte de alegeri. Cum ați făcut și în 2019 la campania prezidențială? Ca să spuneți, a fost o greșeală. Era discursul dumneavoastră din campania trecută, nu, 2019-2020, când a zis așa, sunt reprezentanții a PSD-ului acuzați de fapte penale, nu dovediți. Și doar acuzați de către Direcția Națională Anticorupție. A fost acest discurs, l-ați avut? Da. L-am văzut în piață, în București? Da. De ce v-ați schimbat discursul? De ce acum acuzațiile Direcției Naționale Anticorupție nu mai sunt suficiente pentru a-i considera pe unii dintre politicieni ca fiind penali? De ce atunci? După cum foarte bine știți, inițiativa fără penali în funcții publice vorbea exact de persoane condamnate. Cum persoane condamnate ați avut dumneavoastră în funcții publice? Nu anumite cercetări din astea inventate. Cum a fost și cazul meu personal, adică să vă simplific un pic analiza. Deci nu mai amestecați moaca cu pictura, că nu ține asta. Nu, hai să vorbim pe realitățile pe care le vede România astăzi. Ați propus un medic cu probleme... Care l-a acuzat pe Liviu Dragnea. Că, nu știu, a angajat două femei la Direcția Generală de Protecție a Copilului. Deci știți infracțiunea pentru care a fost condamnat. E aceeași persoană care a făcut dosarul în cazul lui Vlad Voiculescu și a doamnei Ioana Mihăilă și a domnului Câțu, prim-ministru al României, pe care îi acuză că a prejudiciat statul român un miliard de euro. Știți foarte bine că spuneți din nou o minciună. Toate suma discuție fiind 500 de milioane, 300 fiind de fapt vaccinul pe care le-au primit oamenilor. Ideea că aruncând miliarde în spațiu public și că românii pleacă după fentă nu mai ține. Oamenii s-au prins că în loc de proiecte, dumneavoastră veniți cu dezinformare și cu folosirea forțelor statului. Ați transformat statul ăsta într-o țară care merge spre Belarus. Asta face PSD și PNL. De asta e o problemă în momentul de față. Pentru confortul turistic al lui Iohannis, dumneavoastră ați transformat, ați pus procurori cu mâna care l-au spălat pe ciucă de plagiat și l-ați spus, vezi, Doamne, să ancheteze opoziția. Doar în Belarus și în Rusia se întâmplă ca opoziția înainte de alegeri cu 2-3 luni să fie anchetată ca țintă. Puteți să răspundeți la o întrebare? Vă răspund la orice întrebare doriți. Procurorul în cazul Dragnea, care a făcut dosarul rechizitoriu în cazul Dragnea, era politic atunci și a făcut un rechizitoriu politic în 2019-18 sau acum este un procuror politic și slab încă acum că l-anchetează pe domnul Vlad Voiculescu? Nu. Adică a fost bun atunci și e rău acum? Sau explicați dumneavoastră cum vedeți lucrurile astea? Pot fi de acord că oamenii nu sunt exclusiv buni sau exclusiv răi, dar în momentul în care un procuror antivaxer, nu, în momentul în care schimbați procurorul general, pentru că fostul procuror al DNA, fostul procuror șef al DNA a refuzat în mod constant să promoveze un dosar fără conținut realizat de un procuror antivaxer și schimbați procurorul DNA pentru că acest dosar să fie promovat înainte de campanie, dar asta nu arată vreo căutare a dreptății și a transparenței. Asta arată răfuiala cu opoziția. Singurul lucru pe care exact la întrebare vă răspund. Faptul că folosiți un procuror care l-a spălat pe ciucă de plagiat și îl folosiți, îi apare brusc cu dosare împotriva opoziției, înainte de alegeri, nu într-un mijlocul ciclu electoral, arată că nu vorbim aici de vreo căutare de dreptate. Bun. Vorbim de poliție electorală. Ați făcut la fel în 2019 la prezidenția primăria capitalei, domnule Zete, acum. Întineți-vă! Da.
Da, vorbeam de Primăria Capitalei și de candidați și de cum se raportează unul la celălalt și l-am văzut pe domnul Cârstoiu. Acum mai e o întrebare și imediat vorbim, domnule Tomac. În ce măsură și cât o să tragă șefii de campanie pentru domnul Cârstoiu, care s-a dus la Organizația Femeilor Social-Democrate, unde a avut loc următoarea scenetă emoționantă din partea doamnei Gabriela Firea. Am făcut acum ce n-am făcut în toate acele zile grele. Mi-au dat lacrimile în fața voastră pentru voi, pentru că știu cât ați muncit. Viața nu începe cu nimeni și nici nu se sfârșește cu nimeni. Să recunoaștem întotdeauna ce s-a făcut bun înainte, ce putem noi, cu ce putem noi să contribuim și ce moștenire lăsăm. Mult succes! Suntem aici la muncă! Doamnele mele dragi, să aducem cât mai multe fonduri europene. Da, deci doamne, și doamnei Firea o să-i spuneți colega în foarte scurt timp. Apropo de schimbul de replici de mai devreme, doamna Firea, care, ce sunt, și cum vi se pare? A trecut peste traumă sau nu a trecut? Nu-mi dau seama, nu i-am urmărit parcursul în ultimile luni, dar există câteva realități pe care cei din PSD, în mod special, nu vor să le recunoască. Guvernează de mai bine de 2 ani și jumătate, iar România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. 2. Atât de solidi și siguri se simt pe poziție, încât au trebuit să facă liste comune cu PNL-ul, pentru că se tem de decontul politic. Niciunde în Europa, niciun partid mare nu se aliază cu un alt partid pretins tot mare, din familii politice diferite și așa mai departe, decât în România se întâmplă această chestiune. De ce? Pentru că PSD și PNL se teme de decontul politic. Iar miza cea mai mare din acest an nu sunt alegerile europarlamentare, nici măcar alegerile locale. Deși acolo și domnul Zetea și alții au utilizat toate instrumentele statului pentru a racola primari din opoziție, pentru a încerca să elimine orice act curajos de opoziție în această țară. Ultima mizerie prin care reprezentantul PSD în Biroul Electoral Central a cerut oficial eliminarea de pe buletinile de vot Alianței Dreapta Unită este o demonstrație clară că, dincolo de optimismul domnului profesor Nistor, pe care îl respect foarte mult, nu va lua PSD și PNL 50%. Spuneți asta în fiecare zi toți cei din PSD și PNL și veți vedea ce mobilizare va exista pe 9 iunie. Pentru că exact asta nu-și doresc românii, un partid unic sub masca aceasta stabilității. Păi stabilitate, am și un comentariu. Stabilitate, iertați-mă, există și în Belarus. Care este rolul democrației? Atât timp cât PSD și PNL utilizează toate instrumentele statului, începând de la resursele publice, instituții, amenințări, șantaje la adresa reprezentanților opoziției. Sunt niște realități pe care noi le-am trăit în ultimile săptămâni și eu n-am crezut că în România pot ajunge în situația în care să mă întreb vom putea candida sau nu vom putea candida. Sunt niște chestiuni care se întâmplă și eu cred că pe 9 iunie veți avea o mare surpriză. 53% alianța PSD-PNL, da. Iertați-mă o secundă că s-a tot vorbit de sondajul ăsta, da, să-i dăm, da, și da, procentajele. Curs, 53% PSD-PNL, la mare distanță Alianța Dreapta Unită 14%, la egalitate AUR tot cu 14%. Interesant că SOS România al doamnei Șoșoacă și UDMR-ul trec și ele pragul electoral, sunt undeva pe la 5%, după alte sondaje Șoșoacă e la 6%. Deci e un joc interesant aici. Deci, trei comentarii de fapt. Unu, există precedente europene și există mai ales precedente de guvernare de a unor coaliții, guvernare, da, cu partide de dreapta și de stânga. Germania e cazul cel mai important. Da, domn profesor, dar CDU... Mă lași pe mine? Da. Doi, eu am mai trăit jocul ăsta. L-a trăit și domnul Tomac.
Domnul Tomac a fost atunci, în aceeași circumstanță, singurul candidat la calitatea de membru al Parlamentului din ceea ce astăzi sunt colegii noștri, dar atunci erau adversarii noștri, din Partidul Democrat, cărora i-au spus și liberal la un moment dat, care și-a câștigat colegiul. Singurul în Republica Moldova. Toți ceilalți au ajuns în Parlament prin alunecare. Deci această soluție strategică, cu scopuri importante, atunci exista un deziderat care din nefericire, pe care din nefericire nu l-am putut atinge și care a fost rescrierea Constituției. Și acum avem o problemă. Războiul. Există analiști care vorbesc despre cât de repede se apropie, de fapt, războiul de granițele noastre. Și de aia e nevoie de o stabilitate a acestei țări. Și, dincolo de asta, cine va câștiga sau nu, mie deja destul de clar. Eu sunt convins că și domnului Tomac și domnului Barnale e deja destul de clar. Dar ceea ce eu nu-mi doresc cu adevărat, este singurul lucru pe care nu mi-l doresc ca cetățean al acestei țări cu adevărat, este ca un partid de, căci există din nefericire, ați menționat adineori, în România, populiste și aș îndrăzni să spun care, să nu le facem extremiste, frizează, ating extrema, să nu aibă un cuvânt esențial de spus în viitorul politic. Vorbim despre ele imediat ce revenim după publicitate, că e un fenomen interesant aici. AUR nu mai reușește nici să adune oameni într-o sală de dimensiuni modeste, în ciuda tot felul de promisiuni. Și apropo de promisiuni, câteva astfel de promisiuni interesante din acest program, case de un leu, insule ca în Dubai. Dacă vă amintește cumva de Dragnea, nu vă înșelați că de acolo sunt luate. Imediat. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, ceva probleme la AUR în ultima vreme cu strângerea de semnături, v-am arătat în emisiunile trecute, cu prezența la adunările publice, după ce a sponsorizat pe Facebook și a promovat prin fluturaș un show de comedie cu intrare liberă și snacks și sucuri gratuite pentru tineri între 18 și 35 de ani. AUR a reușit să strângă sâmbătă seară în Constanța doar 40 de persoane dintr-o sală de 120 de locuri. Participanții la show au fost nevoiți mai întâi să asculte 3 discursuri politice care pe mulți dintre ei au determinat să plece după aproape jumătate de oră. Morala care e, Ioana? Nu mai vine lumea să asculte AUR sau ar trebui să ții discursurile politice foarte scurte ca să nu păcălești lumea că a venit pentru divertisment și îi vine să plângă, uite cum zice și afișul? Mi-e foarte greu să evaluez, pentru că fenomenul AUR nu este al căutării de soluții, este un fenomen al furiei, al frustrării și el, având în vedere demonizarea acestui partid și trimiterea lui într-o zonă extremistă populistă, ceea ce este perfect adevărat, așa este, fără soluții, e posibil să fi împins pe mulți dintre susținători sau potențialii lui alegători într-o zonă de tăcere, de camuflare a opțiunii electorale, ceva ce s-a mai întâmplat, de exemplu, cu Trump în Statele Unite, dar și în alte locuri, și care se explodeze la un moment dat în momentul în secretul cabinei de vot. De aia aș fi circumspectă în a vesti cumva că AUR începe să se dezumple, să se topească. Vom vedea. Este o zonă fluidă care depinde foarte mult și de cum va merge guvernarea până la următorul vot. Pentru că dacă lucrurile vor merge prost și oamenii se vor simți presați, ori eu nu văd niciun semn că ar merge bine, sincer, s-ar putea ca acolo să contabilizăm AUR, nu în tot felul de adunări de genul acesta, care nu știu cât de bine sunt pe formatul partidului. Da, apropo de promisiunile de care vă vorbeam ceva mai devreme, programul ăsta la AUR conține mai multe idei ajutoare pentru tineri și locuințe la preț simbolic de un leu,
crearea unui fond suveran din care să se facă investiții ulterioare, industria să fie românească și drumurile construite de companii românești. Noi am mai auzit asta la Liviu Dragnea, ziceam mai devreme, nici mai mult, nici mai puțin. Chestia asta așa cu industria să fie românească, să fie bine, să nu fie rău, drumuri, companii, construite companii românești, întâmplător chiar sunt companii românești care fac drumuri. Și aceea din Finlanda, mai bine decât altele. Programul Dan Deaconescu era cu vame și din Finlanda, așa. Incoruptibil, tot așa, 20.000 de euro. Niște aceleași... mii de euro unora care vin din străinătate înapoi, nu? E agenda populistă din toate timpurile. Da, păi nu mai schimbăm, ca să zic așa, mai ține, mai asta prinde. Asta înseamnă un singur lucru, lipsă de capacitate inovativă, ca să zic așa. Nu, e foarte clar, nu mă miră nimic din tot ce se întâmplă. Uite, autostradă suspendată n-am avut deocamdată în... așteptăm programul. Suspendate, m-am gândit atunci, da. Mi se părea și mie extrem de hazlie. Azi nu mai mi se pare, cu atât mai mult cât am văzut orașe în lumea asta, în care nu există autostrăzi suspendate, dar există poduri nenumărate care se întretaie, știm cu toții. Cât ar trebui să nu se fure, domnule profesor, într-o administrație aici, ca să ajungem noi la acest ceva? Cred că de-aia a râs toată lumea în primă fază. Încă și mai mult decât atât. Dar aici, nu știu, sigur că încearcă să facă orice fel de promisiuni pentru a atrage electorii cât mai mulți. Dar e adevărat. Nu știm exact ce va face cetățeanul în cabina de vot. Da, e interesant, domnule Zetea, că 18-35 de ani exact publicul ăla pe care un sondaj IRES îl dădea ca fiind lipit așa cumva de aur, cu o treime din alegători ar fi din zona asta și v-ați supărat dumneavoastră din coaliție foarte tare și de la PSD și la PNL că TikTok-ul îi dă vină, că să interzicem acolo mesajele politice. Cine își făcea a doua zi conturi pe TikTok? Nicolae Ciucă, nu știu ce alt politician... Da, eu nu m-am supărat. Poate că au fost voci care s-au supărat pe rețelele de socializare, dar nu asta e soluția. AUR s-a înființat așa, ca un partid al rețelelor sociale, un partid care și-a exprimat mesajele mai mult în zona asta online-ului. E, acolo, cu adevărat, mesajele trebuie să fie scurte. Videourile trebuie să fie unele de maxim 30 de secunde, uneori chiar de 10 secunde. Politica trebuie să fie de tipul acesta fast food. Mesajele trebuie să fie extrem de rapide. În momentul în care vrei să faci pasul spre politica așezată, politica de mesaj, în care încerci să construiești anumite lucruri și ai nevoie de timp să-ți povestești până la urmă oamenilor ideea și viziunea pe care o ai, e extrem de greu să începi să ai un discurs de 10 secunde, de la 10 secunde pe care să-l aștepte oamenii, la un discurs de o jumătate de oră. De aceea politica nu se poate face în acest fel de fast food, politica rapidă. Politica trebuie să fie în continuare pentru oameni serioși. Dar uitați că nici când le-au ținut discursuri, le-au ținut oamenii aia, 3 discursuri, 4, 30 și nu știu cât era acolo, scriau colegii de la Info Sud-Est. Deci vreo 45 de minute a fost numai partea asta de discursuri politice. S-au plictisit oamenii, au plecat din sala. Asta înseamnă în medie 15 minute un discurs. Păi ori trebuie să fie politică serioasă, ori trebuie să fie... cum facem? Deci mai ales dacă i-au chemat la un stand-up comedy. I-au chemat pe oameni să se simtă bine, să meargă să socializeze între ei. Dacă i-au pus să asculte discursuri politice, este un lucru absolut greșit. Asta e problema, că politicienii au ambiții din astea de stand-upper, nu? De fapt, dacă stai să te gândești. Dar politicienii au într-adevăr, mulți dintre ei, nevoia asta să capteze atenția cumva. Discutăm după ce vă arăt și câteva secvențe cu ce a făcut doamna Șoșoacă, tot așa în goana, după mai atrage privirile, că și ei merge cam prost, înțeleg, în perioada asta. Probleme în familie, cu numele, cu partidul. Prin urmare, s-a dat în montan rus. Mai vreți să știu să coborâm acolo. Ai, 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 nu cred așa ceva! Ce fac eu, Doamne? Mama, să nu-ți faci! Fac așa ceva! Mama, nu cred că fac așa ceva, frate! Nu cred că fac așa ceva cu fiimea, fraților! Ia. Nu cred că fac așa ceva pentru fiimea, credeți-mă, nu e! Ce e, Thais? Mamă! Acum! Ai de capul meu! Aoleo, nu cred! Aoleo, ce nașpa e! Telefonul! Nu cred! În viața mea nu mai fac ce zice fiimea! Eu sunt
Da, acum am mai văzut lume dându-se în roller coaster din ăsta, n-am auzit pe nimeni să facă atâta scandal, sincer, că te aștepți la ce te urci. Da, na, cred că ne asumăm cu toții chestia asta, doamna Șoșoacă, era într-o campanie de viralizat încă ceva din viața domniei sale, nu? Aici. Da, evident, orice părinte își dorește să petreacă timp cu copiii lui, fiind un personaj însă care strigând așa că s-audă toată lumea, uitați ce fac politică, eu, uitați ce fac eu. Singur lucru pe care trebuie să-l respecti este să nu respecti nimic. Evident că și un lucru care poate părea firesc și normal, noi îl privim și cu alți ochi. Nu văd nimic spectaculos. Rămâne un politician periferic care folosește orice instrument este la dispoziție pentru a ieși în evidență. Asta este și motivul pentru care nimeni niciodată nu va dori în mod serios să o ia în calcul, ceea ce nu înseamnă că cu acest discurs și utilizând, aici este marea chestiune, utilizând exact instrumentele moderne, avansul tehnologic ne-a oferit această paletă largă de comunicare, rețele de socializare, pe care ei le blamează. Lumea occidentală este rea, Uniunea Europeană este o nenorocire, Statele Unite comandă lumea și țin România într-o zonă extrem de periculoasă. Exact acești politicieni și Șoșoacă și cei de la AUR, exact avantajele modernizării și tehnologiei le folosesc pentru a disemina teoria ale conspirației și un discurs al URI care evident trebuie sancționat. Iar și aici închei, PSD-ul are marea vină pentru că le-a oferit o tribună de nepermis și nu au fost în stare să pună ordine acolo unde ei conduc. S-a demonstrat în acești ani și este mare parte și vina lor. Mă întorc la sondajul ăsta care arată 14% AUR, ce ai zice, vestea bună, nu, din perspectiva asta, domnule, facem coaliție anti-extremism, iată, să dovedește că funcționează. Vestea proastă, bănuiesc din perspectiva noastră, e că tot 14% are și Alianța Dreapta Unită. Opoziția e spartă cumva în bucăți egale. Două elemente legate de ce ați prezentat înainte. Andrei Pleșu are o vorbă foarte, foarte frumoasă, care spune, binele e discret, rău e gălăgios. Prin gălăgia aceea dumneavoastră ați promovat-o indirect acum în emisiune. Ceea ce un fapt banal, dar gălăgios într-adevăr. Și cu asta închei orice referință. Știe lumea din toate zonele politice, nu doar de la domnul Cârstoiu sau de la Nicușor Dan mai cu minte așa, da, sau de la Piedone cu mici, o avem și pe doamna Șoșoacă. Da. Ce era acolo despre România? Nimic. Revin la sondaj. Problema cu aceste sondaje este modul în care sunt făcute. Zile trecute am fost sunat de una din casele de sondaj, pur întâmplător m-am numerit în eșantion, și felul în care curgea sondajul făcea că Dreapta Unită nu era menționată decât la a doua pagină sau deloc, iar el se deschidea consistent cu personajele pe care le-ați prezentat, extremiștii proruși. În momentul în care construim sondajele ca să ne servească la acest narativ, că uite ce panică mare, uite cum PSD-ul și PNL-ul sunt, vezi, Doamne, singura soluție, că asta e frica. Deci ceea ce ne-a spus și domnul profesor, în cuvinte elegante, adevărat, ceea ce ne spune și domnul Zetea, să vă fie frică că e o problemă internă și externă și atunci mergeți pe PSD-PNL, că partidul state ceea ce trebuie. Omorârea democrației cu perna pe față, cu scoaterea Dreptei Unite din alegeri, așa cum s-a încercat de PSD de data asta. Știți că în alte cicluri electorale mai găseau câte un partid ecologist, câte cineva care inventau contestații. Acum PSD-ul a spus clar, vrem să fim singuri doar noi în alegeri. Ori lucrul ăsta e de neacceptat. Mulțumesc, doamna Barna. Despre proiectul cu prezidențiabilul comun și cine ar putea fi, discutăm imediat. Rămâneți cu noi.